Aici, în colegiul numărul 11, mi-am propus de la începutul campaniei creșterea suprafeței de spațiu verde și ce am constatat din discuțiile cu cetățenii, că își doresc foarte mult, sunt foarte mulțumiți, școarurile sunt toate plantate, parcurile arată bine, dar își doresc acolo, lângă bloc, pe spațiu verde de lângă bloc, să fie mai multă vegetație. În ajutor a venit și colegul său de partid, Vasile Blaga, candidat pentru Senat tot în sectorul 3. Da. Sofia, da, se ocupă cineva să-i șude. În regulă, că ar fi păcat. Așa, calco, calco, bine. Mulțumesc mult, doamnă. Noi ne angajăm, în schimb, să restituim primărilor toate terenurile pe care Primăria Generală Capitale, pentru că ea are patrimoniu, toate terenurile care acum sunt în administrarea Ministerului sau are APPS-ului. Cel mai mare proprietar de terenul în București este APPS-ul. De ce să stau terenurile acolo? Noi ne ocupăm numai doar în zona dintre blocuri, pentru că amenajat de parcuri înseamnă totul altceva și va trebui un plan al primăriei. La sfârșitul lucrului, cei doi candidați și-au exprimat speranța ca locatarii blocurilor din sectorul 3 să se ocupe de udatul florilor. Mulțumesc mult! Vă aștept!